vorbă, dacă nu, a să iasă. O vedeți? Doamna Gheorghe. Acasă e nănășca lui. Vezi că asta e amenințare penală cu răfuială fizică. Ți-or faci un dosar penal, mă, și pentru amenințare cu atentat. Polemic, nu doi, vreau să-l învăț pe om prevederile legale și nu ați poate aveați obligația să-l avertizați că amenințarea cu răfuială fizică e penală. Din câte știu, aveți studii juridice, știți ce înseamnă amenințare? Nu, nu, nu. Nu aveți. Nu, nu. Atunci o să vreau să știți articolul 55 și vedeți ce înseamnă amenințare. Dar pe cei care desenau schema atentatului în nisip, cum s-o trezit după gratii? Dumneavoastră ați văzut, ați fost la fața locului, ați văzut materialele ca să vă expuneți. Nu, dar tot așa era amenințare, că eu arătat ghișiușca și că desenau în nisip schema cum... Statului nu pot să permit un astfel de... Da, mai ales acum că v-au adus lângă sediul PD. Eu mă duc iar în stradă, înțelegi că nu vreau să trezi 60 de lei. Mă duc în stradă și acesta e lucrul meu, să dau reclame. Și te plătesc pentru asta? Și nu-ți ca să plătească, dacă știu ca să plătească, nu plătesc, ca să o prochiet șef poliției de rotiere, de mine, și era polițistul lângă mine. Și să mă ia lepădătură, luați lepădătura asta de aici și zvârliți-l undeva. El pe mine poate să mă discrimineze așa? Că el e șef poliției, l-a oprit congep. Dă-te jos și te așează în căreasca asta, cu ghinișorul, să nu te așez eu. Că eu dacă vreau, pot să, pe liboi pot să-l aduc și să-l așez în căreasca asta. E iar ameninți cu violență, cu chestii penale. Nu, că cred că dacă... În fața unui procuror e cam responsabil. Eu îi spun și pot să fac. Dacă da, vreau... dar mai ghinesc nu faci. Nu vă uitați mănoșile și căciulă. Și agenda, și fularul. Ceva de drept să mă fac cu mine, da? Nu. Și asta e greșit. Și el poartă răspundere, cel puțin contravențional. Dar trebuie să scriu plângeri, că altfel nimeni nu o să se sesizeze. Domnul domn. Polițist. Spate tot la... Dar de-am domnul, sunt plictisit de mata. Vezi că și de la ușă și așteaptă să plecăm. Nu, nu așteptat. Haideți să încetăm cu discuțiile ce zic. Vedeți, i-a dat idee omul, să mai scrie o plângere. Domnul Briaga. Da, plângere pe un polițist, nu e așa că la procuratură se face. Polițistul rotier, și poate scrie? Concret, familia și data, unde și ce s-a întâmplat? La strada Izmail s-a oprit domnul, șeful, eu eram cu polițistul. Data, polițistul ora, cine, familia, persoane care v-a amenințat sau ce v-a făcut? Nu m-a amenințat, el a zis așa, s-a oprit cu tine. Te-a înjurat. Eu știu, dar el zice că el e lepădătura. Domnul Gheorghe, aveți concret date concrete sau pur și simplu din vorbe? Care v-a martor ocular aveți? N-am martor. Era polițistul de față. Polițistul? Dar e subalternul șefului din poliția rutieră. Domnul Gheorghe, eu cred că... Când s-a mai întâmplat chestiile astea, scriu tăt. Corect, foarte corect. Nu mă zâmpă, uite. Foarte corect. Eu până seara mă duc acolo, să încep să lucru. Și cum s-a prochi cineva, polițistul, cum îi scriu dacă... Foarte corect, ca să fie probat acest fapt. Numărul de znacioc, tăt, cum e familia. Corect, foarte, că sunt foarte mulți polițiști și este greu de identificat. Nicio problemă. Mănoșile, domnul Gheorghe. Dacă el a trăit cu polițistul, așa, cât tare ghine îl cunoaște, că sunt subalternii lui. Clădirea recent reparată a procuraturii. S-au băgat milioane în reparația asta, dar nu s-au gândit să fac accesibilă măcar sala de audiență. Da? De ce primăria a luat în exploatare așa clădire neadaptată? Bătaie de joc de oameni, de justiție. Și procuratura municipală aici. Procuratura capitalei. Și afară mai sunt trepte. Domnul
Poftim, doamne? N-aud și pot. Pot. Și să ajut și pot și să n-ajut. Tot așa a intrat, probabil. Nici măcar inscripție nu-i că-i procuratura municipală aici. Câte milioane s-au băgat în, în reparație. Noroc că au păstrat secera și ciocanul la balcoane. Clădire sovietică și pe timp sovietic drepturile omului erau doar în Constituție scrise, dar respectate nu erau în niciun fel. Cam ca acum, pe timpul independenței, la al 30-lea an de independență. Uitați-vă! Stai-ți mă șterg! Credeam că nici mulțumesc nu zici. Primăria Chișinău, Procuratura Chișinău, acolo e Procuratura Generală și cum vă spuneam, la geamuri sunt secera și cu ciocanul. Și așa pe el fiecare dată la, la oameni necunoscuți, da. Care spatele, da. Bulevardul Central al Capitalei. Ia uitați-vă, și între trotuar și, și stație e prag. Și bulevardul central a fost reparat recent. Milioane s-au băgat și în bulevardul central. Și înseamnă când la, la putere locală și, și națională vin idioți, irresponsabili, oportuniști, cărora puțin le pasă de, de oameni și de nevoile lor. Gheorghe Moise, victimă din aprilie 2009. Să vedem dacă se oprește troleul să, să-l ia. Cred că o să fumeze întâi țigar, nu filmăm. Știau tot sau trebuie să te rogi? Nu, mă rog frumos, dar oamenii, oamenii... Nu, dar de șoferi, zic. Șoferi, da. Șoferi, da, mai ales din ziua aceea când au fost... Protestă. Nu ne-am știu. Ei de-am tot pus. Mare frică. Dacă troleibuzurile au oprit, nu știu. Dar pe-i roșu. Nu, plăcatnic mă tine că o dat comandă. Că sunt margă troleibuzi de astea, noi. Da. Dar și nu sunt noi astea, belaruse. Vin rar, nu știu. Tot că-s trei la rând, că-s două la rând, al treilea de-a mâi Škoda. Șoferul a văzut camera și omul cu cărucior și s-a dus să-i facă acces. Cam aglomerat, dar ce să-i faci? Te-a ajutat șofer. Mai faci și el exerciții. Obosești numai la volan. Aceleași mișcări să le faci. Bravo! Dacă nu-i dreptate în țara asta pentru oameni sănătoși, tineri, liberi, de două picioare. De unde dreptate în scărucioare? Sau țântuiți la pat? Sau cu timiri ce alte probleme de sănătate? Vai de statul ăsta și de drepturile proclamate prin lege.